Slavă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Dragi frați și surori, trăiesc în această dimineață o dublă bucurie. Sunt bucuros că Domnul mi-a îngăduit să vin în casa Domnului în această dimineață și să petrec câteva ore împărtășie cu El și să petrec câteva ore împărtășie cu voi, frații mei. Și zic ca Domnul să vă binecuvinteze, pentru că ați ales ca în această dimineață să fiți în casa Domnului și să fiți în părtășie și voi cu El. Amin. Sunt bucuros în al doilea rând, pentru că pot să-L slujesc de la acest ambon pe Domnul meu și pot să mă folosesc pe cuvintele din Sfânta Scriptură care ne învață cum să trăim în părtășie cu Domnul nostru. Am intitulat cuvântul meu de astăzi Doar cei neprihăniți sunt copii ai lui Dumnezeu. Și pentru acest titlu și pentru a avea un început la cuvântul meu, mă voi folosi de câteva versete din 1 Ioan 3, versetele între 9 și 12. Vreau să le citesc și vă rog să vă ridicați din respect pentru Sfânta Scriptură. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și și-a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Vă invit să vă aflu. Titlul, cuvântul meu pe care l-am ales, ne spune în mod limpede faptul că cei neprihăniți pot să se aștepte să rămână, să fie și să rămână copiii lui Dumnezeu. Sunt neprihăniți cei care în viața lor renunță la păcat. Sunt cei care în viața lor se străduiesc ca în tot ceea ce fac și tot ceea ce fac să fie și să rămână în voia lui Dumnezeu. Cei neprihăniți nu pot accepta în viața lor păcatul și îmi îngădui să vorbesc câteva cuvinte despre acest rău care însoțește pe om de-a lungul vieții sale, fiind promovat de către diavol. Sfânta Scriptură nu dă definiții științifice, dar vorbește mult despre păcat, pentru că am spus, păcatul este cel care ne împiedică să trăim viața în neprihănire. Păcatul înseamnă nesocotirea legii lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, așa cum a fost ea transmisă lui Moise, lui David, prorocilor, învățăturile care i-au fost transmise de Iisus Hristos prin apostoli, sunt toate cele care, atunci când le respectă, ne scutesc și ne face să ocolim păcatul din viața noastră, pentru că am spus,
păcatul datorat diavolului ne dă târcoale în permanență. Sfânta Scriptură ne vorbește despre diferite feluri de păcat. Și primul fel pe care l-am întâlnit începând să citesc Sfânta Scriptură este un păcat pe care l-a înfăptuit tot poporul Israel. Și a fost un păcat neintenționat. Și acesta este primul fel de păcat pe care vreau să-l amintesc. Acest păcat este cuprins în Leviticul, capitolul 4, versetul 13. Și vreau să citesc acest Lev 4, 13. Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie și fără să știe, păcând împotriva uneia din poruncile Domnului, lucruri care nu trebuie făcute și făcându-se astfel vinovată, și continuă în continuare cu alte versete, Domnul spune așa, și dacă păcatul se vârși și s-a descoperit, adunarea să aducă un vicer ca jertfă de ispășire. Deci este un păcat neintenționat, Dumnezeu îl iartă și toate păcatele neintenționate, care sunt urmare a unor greșeli pe care le putem face, Dumnezeu și Iisus Hristos le șterge, le iartă. Sunt și păcate intenționate. Acestea sunt păcate pe care omul le face cu bună știință, le face din ambiție, din pasiune, din mândrie și de aceste păcate fiecare dintre noi trebuie să ne ferim. Ele ne îndepărtează de ceea ce înseamnă neprihănire și de aceea trebuie să vedem continuu ca să ne ferim de acest tip de păcate. În Sfânta Scriptură mai întâlnim și păcate mai puțin grave. Și în Evanghelia după Matei sunt amintite câteva astfel de păcate și însuși Domnul Iisus Hristos ne atenționează în Evanghelia după Matei 5:19 că aceste păcate sunt mai puțin grave și ele pot fi ușor iertate de către Domnul nostru Dumnezeu, de către Iisus Hristos. Și mai sunt păcate grave pe care oamenii le pot face și acest tip de păcate sunt păcate care aduc moartea spirituală a celor care le fac. În Ioan, epistola pe care, din care am citit, ni se spune că aceste păcate sunt păcate care, în principiu, nu sunt săvârșite de credincioși. Ele sunt săvârșite de necredincioși și ele au în spatele lor necredința, au în spatele lor o puternică răzvrătire împotriva învățăturii lui Dumnezeu, împotriva legii lui Dumnezeu, împotriva Sfintei Scripturii. Și Sfânta Scriptură ne dă exemple multe de astfel de păcate grave pe care oameni le-au înfăptuit și sunt cuprinse în istoria lui Israel și chiar amintite și în Noul Testament. Am citit un ultim verset aici, în care se vorbește despre Cain care și-a ucis fratele și acesta este un grav păcat, un fratricid. Și alături de acest tip de păcate, în Biblie mai întâlnim și alte păcate grave, cum ar fi lepădarea de credință, omorul, necurăția, părăsirea familiei și alte astfel de păcate. Am spus, acest tip de păcate, în general, nu se săvârșește de credincioși, sunt săvârșite de necredincioși și au în spatele lor
faptul că acești oameni sunt departe de Dumnezeu, departe de legile Lui și de învățăturile Lui Iisus Hristos. Am trecut în revista aceste lucruri despre păcat, pentru că vreau să revin la primul verset pe care l-am citit și care ne spune că cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Cine este născut din Dumnezeu și nu păcătuiește? Este născut din Dumnezeu cel care a făcut legământul cu Iisus Hristos și l-a introdus pe Iisus Hristos în inima și mintea Lui. Și se spune în acest verset că nu păcătuiește. Nu, acesta este înțelesul care trebuie să-l avem în vedere. Nu trebuie să păcătuiască. Nu trebuie să păcătuiască. Cel care are pe Iisus Hristos în minte și în inimă, nu trebuie să păcătuiască. De ce nu trebuie să păcătuiască? Pentru că cei născuți din Dumnezeu nu trebuie să practice păcatul, nu trebuie să facă din păcat un mod de viață și pentru că în ei este inoculată viața lui Dumnezeu, după cum ne spune acest verset. Am meditat foarte mult la acest verset. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și trebuie ca fiecare dintre noi, cei care am făcut legământ cu Dumnezeu, să avem în vedere această cerință cuprinsă în această epistolă și în acest verset. Nu trebuie să păcătuim în nicio împrejurare, să ne ferim cu totul și cu totul de păcat și pentru a înfăptui în mod practic în viața noastră acest lucru, trebuie să avem în vedere, am zis eu, patru lucruri. În primul rând, să avem în vedere că noi suntem născuți din nou prin legământul pe care l-am făcut, prin botezul pe care l-am făcut. Și acest lucru, nașterea din nou, a produs în fiecare dintre noi o legătură puternică și permanentă cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și această legătură puternică și permanentă trebuie să ne țină departe de păcate. În al doilea rând, socotesc că este cu neputință ca o persoană născută din Dumnezeu să stăruie în păcat. Să accepte succesiunile de păcate în viața lui. Biblia ne spune că ocazional, și știm lucrul acesta, și credincioșii păcătuiesc. Păcătuim cu vorba, păcătuim și cu fapta, păcătuim cu ochii. Dar aceste păcate trebuie să fie ocazionale, trebuie să fie întâmplătoare și nu trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Și să veghem în mod permanent ca să fim departe de păcat. În al treilea rând, versetul pe care l-am citit ne spune că cel care ne păzește pe noi, pe credincioși, de săvârșirea păcatului este sămânța lui Dumnezeu, care spune acest verset, rămâne în credincios, în cel născut din Dumnezeu.
ce este sămânța lui Dumnezeu. Sămânța lui Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos însăși care a intrat în inima și în mintea celui care a făcut legământ cu Dumnezeu. Aceasta este sămânța lui Dumnezeu și aceasta este cea care ne ferește și ne ține departe de păcat. În al patrulea rând, ni se spune în acest verset că prin credință, prin credința în Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, prin legile cuprinse în Vechiul Testament, prin învățăturile Noului Testament, aplicate în viață, noi putem trăi fără păcat. Și să ne dea Dumnezeu putere și înțelepciune ca să trăim fără păcat și cele ocazionale de care am vorbit să fie și ele cât mai rare, întâmplătoare și nu regulă în viața noastră. Al doilea verset pe care l-am citit, al doilea verset ne spune că prin aceasta, prin cele spuse anterior, da, se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Ioan, prin aceste cuvinte, ne spune un lucru limpede. În lume există două categorii de oameni. Sunt oameni care sunt copiii lui Dumnezeu și sunt oameni care sunt copiii diavolului. Cine sunt copiii diavolului? Sunt cei care nu sunt alături de Dumnezeu, nu sunt alături de Iisus Hristos, sunt cei care ne socotesc învățăturile lui Dumnezeu, sunt cei care iubesc lumea, sunt cei care cad în ispitele întinse de diavol, sunt cei care fac rău, sunt cei care iubesc mai puțin pe semenii săi sau chiar îi urăsc, sunt cei care nu iau în seamă învățăturile Sfintei Scripturii. Sunt teologi și biserici care se numesc, autonumesc, creștine, care admit ca păcatul să facă parte din viața oamenilor. Ei justifică această atitudine și poziția lor prin aceea că Iisus Hristos s-a jertfit pe cruce pentru toate păcatele oamenilor trecute, prezente și viitoare și că oamenii pot păcătui în continuare pentru că Iisus Hristos le iartă păcatele toate, cât ar fi de multe și cât ar fi ele de apăsătoare. În acest verset
Sfântul Apostol Ioan combate această învățătură falsă și arată că oricine continuă să păcătuiască nu este de la Dumnezeu, ci este de la diavol. Și toți aceștia se numesc, pot fi numiți copii ai diavolului. Cine sunt copiii lui Dumnezeu? Copiii lui Dumnezeu sunt cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Sunt cei care fac ceea ce ne spune Ioan în 2:28 și 29. Ioan 2:28. Spune așa: și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Și mai departe, dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Deci, copiii lui Dumnezeu sunt cei care îl au pe Iisus Hristos și care sunt în neprihănire, trăiesc în neprihănire. Copiii adevărați sunt cei ce îl iubesc pe Dumnezeu, sunt cei care îl iubesc pe Iisus Hristos, sunt cei care păzesc învățăturile Lui, păzesc poruncile lui Dumnezeu și care dovedesc o grijă continuă, o grijă permanentă pentru nevoile lor spirituale, precum și pentru biserica din care face parte. Deci, sunt copii ai lui Dumnezeu cei care iubesc pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, iubesc pe oamenii, pe semenii săi. Și asupra acestui ultim aspect, Ioan ne atenționează în cel de-al treilea verset pe care l-am citit. Și îl recitesc. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții. Amin. Deci, fraților, surorilor, noi trebuie să trăim în neprihănire, trebuie să înlăturăm în viața noastră păcatul, trebuie să avem o preocupare continuă pentru relația noastră cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, să avem o preocupare continuă pentru a citi și reciti Sfânta Scriptură, pentru a cunoaște legea și învățăturile și mai ales pentru a pune în fapte în viața noastră de zi cu zi ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Dacă procedăm așa, avem certitudinea că trăim în neprihănire, avem certitudinea că suntem copii ai lui Dumnezeu și avem siguranța mântuirii. Pentru că scopul nostru în viața noastră de credincioși de acum este să avem siguranța mântuirii, amin, să avem certitudinea că vom fi acolo sus cu Domnul nostru Iisus Hristos, care ne va da acolo sus o nouă viață și vom trăi în bucurie și fericire alături de El. Așadar, să ne străduim cu toții
să facem acest lucru, să trăim în neprihănire, să rămânem copii al lui Dumnezeu și să facem tot ceea ce depinde de noi, de puterea, de mintea noastră, de voința noastră, ca să rămânem copii al lui Dumnezeu și în niciun caz să nu devenim copii ai diavolului, să cădem ispitelor pe care acesta le aduce în fața noastră mereu și mereu. Închei dorindu-vă o zi frumoasă în continuare, dorindu-vă ca Domnul să vă binecuvinteze în această zi de duminică și cu dorința de a ne reîntâlni după masă în casa Domnului pentru a fi în părtășie în continuare cu El și pentru a-i aduce slujire, a-i aduce slavă, a-i aduce mulțumiri pentru tot ceea ce a făcut și face pentru noi și pentru viața noastră și să putem în continuare să ne rugăm Lui și să fim aproape și aproape de El. Domnul să vă binecuvânteze încă o dată și o duminică plăcută pentru voi și familiile voastre. Amin.